Membrii deliberativului local, care se vor întruni în ședința ordinară a lunii mai pe parcursul zilei de joi, vor aproba declanșarea procedurii pentru atribuirea unui număr de 15 licențe de taxi care au fost retrase sau au expirat. 8 dintre acestea vor fi acordate exclusiv pentru mașini electrice. Suceava devine astfel primul oraș din țară care introduce asemenea reguli cu intenția de a înlocui treptat în activitatea de taximetrie autovehiculele cu motoare termice cu cele electrice, pentru ca programul să fie cât mai atractiv, prin proiecte cu finanțare elvețiană, s-au instalat deja pe raza municipiului reședință de județ 28 de stații de încărcare, din care jumătate sunt rapide. În plus, în bugetul pe 2019 au fost prevăzuți bani pentru instalarea încă două stații de încărcare ultra-rapide, care să fie montate în stațiile de taxi, dar s-a apelat și la fondul de mediu pentru finanțarea unui alt proiect de instalare de stații de încărcare. Potrivit municipalității, în condițiile în care transportul public de călători din capitala județului va fi în viitorul apropiat Electric. este feres să se încerce ca și transportul efectuat cu taxiurile să fie tot electric, motiv pentru care s-a decis înlocuirea treptată a autovehiculilor clasice cu autoturisme electrice, mai ales că în următorii patru ani alimentarea se face gratuit la stațiile de încărcare ale primăriei. În municipiul Suceava, numărul maxim de autorizații pentru activitatea de taximetrie este de 400.